Genoveva, capitolul 19. Afacerile lui Anton Den. Când Genoveva s-a hotărât să se întoarcă acasă, tremura. Ea se îndrepta cu pași înceți spre intrare. Va fi singură, își spuse ea. Restul familiei desigur că va fi ieșit. Dar nu, era lumină în biroul tatălui ei. Fără îndoială, a rămas acasă pentru a lucra. Genoveva își reveni. Va trebui să schimbe câteva cuvinte cu tatăl ei în trecere și ea nu voia ca el să bănuiască ceva. Pătrunse încetişor în hol și găsi spre marea ei uimire ușa biroului larg deschisă. Tatăl ei era singur. Ea se opri nehotărâtă pe prag. El auzise zgomotul pașilor ei, căci întorsese capul în direcția aceea. Genoveva a fost izbită văzându-i fața. El era cenușiu, tras, buimac, ca un om care trecuse printr-o groaznică experiență. Tată! Strigă ea alarmată, înaintând spre el. Ce ai? Ești bolnav? Drept răspuns, el îi arătă cu o mână tremurătoare ghemotocul de hârtie aruncat pe jos. Tu ești aceea care... întrebă el cu o voce răgușită. Spune-mi, tu ai făcut asta? Repetă Anton. Da, spuse ea cu un efort. Eu l-am pus. În loc de valul injuriilor furioase la care se aștepta să iasă de pe buzele tatălui său, a urmat o tăcere. Orice sentiment de teamă se risipi din inima Genovevei. I se părea acum că orice ar face sau ar spune tatăl ei, nu mai avea nicio importanță. Nu mai conta nimic, își spuse ea, de când izgonise pe Jeană din viața ei. Genoveva. Anton a vrut să se ridice, dar a recăzut tremurând în fotoliu. Tu l-ai pus acolo ca să-l văd? Da, tată, spuse ea cu greutate. Pentru ce? Pentru ce ai făcut lucrul acesta? Tată, exclamă ea apropiindu-se de el și punându-și ușor mâna pe umăr. L-am pus acolo pentru că eram îngrijorată de sufletul tău. El nu răspunse nimic, dar își lăsă fața în mâini. Stătea acolo absolut nemișcat. După ce înălță o rugăciune tăcută în inima ei, Genoveva continuă. Voiam să știi, tată, că banii nu sunt singurul lucru care contează în viață, că toate bogățiile lumii nu slujesc la nimic dacă tu îți pierzi sufletul. E prea târziu, o întrerupse el cu un gest de desnădejde. Prea târziu, repetă tânăra fată. Nu deloc, tată. Tu ai citit Biblia?
adăugă ea repede, zărind Noul Testament deschis în fața lui. Anton ridică fața și schiță un zâmbet. Da, este al tău. Aveam intenția să-l rup, dar în loc să fac asta, l-am citit. Inima Genovevei tresări. Și ce text ai citit? Întrebă ea. Evident, acesta. Și cu un deget tremurător, el arătă cuvintele care îl opriseră în chip fulgerător. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Tu te întrebi cum se face că eu cunosc atât de bine Biblia? Lucrul acesta nu te-ar mira dacă ai ști că acest verset l-am avut sub ochi în fiecare zi timp de 10 ani, la începutul afacerilor mele. Adevărat? Genoveva era nerăbdătoare să știe mai mult. Anton părea pierdut în gândurile lui. Da, aceasta mă întoarce cu mult timp în urmă, când eram un băiat. Am fost crescut la țară, dar după terminarea școlii am venit să caut de lucru la oraș. Omul în slujba căruia eram a fost foarte bun cu mine. Era creștin. Cel mai bun om pe care l-am cunoscut. Dacă cineva a trăit religia sa, apoi acesta a fost el. Și el cunoștea acest verset, presupun. Fața lui Anton Den avea o expresie sălbatică, fixă. Da, îi făcuse o ramă și îl așezase în biroul său. El spunea că îl așezase acolo ca o înștiințare pentru a nu face afaceri urâte. Și era drept ca cerul. Numai dacă aș fi luat seama. De ce, tată? Glasul tinerei fete era ca o șoaptă. Ai făcut tu afaceri urâte? El lăsă capul în jos. Da. Mi-am vândut sufletul pentru bani. Și aceasta a fost o afacere urâtă, Genoveva. O afacere urâtă. Genoveva îi trecu afectuos brațul împrejurul gâtului. Tată, nu este prea târziu, chiar acum, pentru a încheia o afacere mai bună? El respinse mâna ei. Da, este prea târziu. Tu nu știi ce spui. El sări în picioare și se așeză în fața ei. Privirea lui exprima desnădejde și neputință. Tu nu știi ce am făcut! O nouă teamă umplu inima Genovevei. Totuși își păstră calmul. Anton Den mergea cu pași mari prin cameră, fără să vorbească. Tu nu cunoști toată povestea, Genoveva, spuse el în sfârșit. Nu vrei să mi-o spui? Glasul fetei era dulce și rugător. Bine, am să ți-o povestesc, dar este o poveste lungă.
Genoveva, cu sufletul la gură, aștepta. Acest om pentru care lucram, începu el, era foarte bun cu mine. Când am ajuns în oraș, trebuia să găsesc o pensiune. El m-a luat în casa lui și m-a tratat ca pe propriul lui copil. El avea o singură fată. Noi eram tovarăși și buni. Cred că el spera ca ea și cu mine să ne căsătorim, dar noi nu ne-am gândit la aceasta niciunul din noi. Nu era decât o singură fată pe care o doream și aceasta era mama ta. Și ce s-a întâmplat? Oh, fiica lui iubea pe un tânăr care era în aviație, un tip bine. Era în timpul primului război mondial. La puțin timp după căsătoria lor, el a trebuit să plece. Ea a avut un băiat, micul Bill, care n-a văzut niciodată pe tatăl său. Acesta a fost dat dispărut deasupra Franței. El n-a mai revenit. A fost o lovitură teribilă. Ea a fost foarte curajoasă, dar bătrânul nu și-a mai revenit niciodată. El a murit curând după aceea, când Bill avea numai 4 ani și ea a rămas singură pe lume cu micuțul. Afacerile au suferit de pe urma războiului, dar tot ce avea el le-a lăsat lor, ei și fiului ei. Dar el făcuse din mine singurul executor testamentar. El se opri. Genoveva își ținu răsuflarea, așteptând ca el să continue. Nici o condiție nu era legată de testament. Vezi tu, el avea încredere. Era o sumă bunicică. Eu știam că el dorea să o investească pentru ei și, într-adevăr, aveam intenția să o fac. Dar ispita era mai mare pentru un contabil cu dificultăți. Voiam să am banii. Iubeam pe mama ta și știam că nu se va căsători cu mine niciodată, atâta vreme cât nu puteam să-i asigur înlesnirea cu care era obișnuită. Atenție! Nu o blamez! Eu singur am lucrat. Ea ignora toate acestea. Nici astăzi nu știe nimic. Eu i-am spus că bătrânul mi-a lăsat un testament. Atunci? Atunci ai început să cheltuiești banii? Genoveva începea să înțeleagă. El a avut un zâmbet amar. Tu micșorezi prea mult lucrurile. Aceasta se numește deturnare. Am spus fiicei lui că investisem banii pentru ea și m-a crezut. Ea nu și-a închipuit niciodată că puteam să fiu necinstit. Credea că poate avea încredere. Dar ea n-a descoperit niciodată nimic? Nu. Cât timp a fost în viață, eu îi dădeam o mică rentă lunară ca provenind din investiție. Dar ea a supraviețuit numai un an după tatăl ei. Deci eu am luat banii ei și am zidit această casă. Mi-am creat o situație în afaceri. Deoarece ea murise, totul părea să se întoarcă în favoarea mea. Dar fiul ei
ce a devenit? L-am trimis într-un internat, în altă parte. Lui s-a părut că eram foarte bun cu el, deoarece îl făcusem să înțeleagă că a rămas fără niciun ban. Chiar mai târziu, el n-a întrebat nimic și a avut încredere în mine. Era un băiat foarte bun, acest tânăr Bill. Mi-l reamintea pe bunicul lui, cu toate că el călca pe urmele tatălui lui în aviație. Și unde este el acum? Întrebă Genoveva, tulburată de povestea tatălui ei. El s-a înrolat în armată, la aviație, în timpul acestui război și nu s-a mai întors niciodată. El a fost dat dispărut când survola Germania, la începutul ostilităților. Numai atunci am început să mă simt liber. Aveam totdeauna teama să nu fie descoperită înșelăciunea mea. După moartea tânărului Bill, mi-am spus că sunt liniștit. Dar mi-am făcut socoteala fără conștiința mea. Eu știu că nu se poate ca cineva să facă rău și să înainteze. Poate cineva să-și bată joc de lume, dar de Dumnezeu nu. Genoveva începu în mod vag să realizeze toată importanța celor spuse. Tatăl ei era un criminal în fața legii și ea, da, tot ce primise de la tatăl ei, chiar casa în care trăiau, totul fusese dobândit prin mijloace frauduloase. Ea n-avea niciun drept asupra acestor lucruri. Spune tot ce vrei despre mine, Genoveva. Merit. Anton stătea în picioare în fața ei cu capul plecat. Eu? Eu n-am niciun drept să te condamn, tată. Nici să te blamez. Spuse ea cu o voce tremurătoare. Numai Dumnezeu știe și lui va trebui să-i dai socoteală într-o zi. Genoveva prinse prilejul. Dumnezeu vrea să rânduiască socoteala ta acum, în har, dacă îl lași să o facă. Ascultă cuvântul său. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. El o opri cu un strigăt. E zadarnic, Genoveva, este prea târziu. Nu mai pot să fac nimic acum. Sunt prea multe persoane implicate. Genoveva își privea tatăl cu insistență. Tu știi dacă tânărul Bill era căsătorit? Da, dar nu știu nimic despre soția lui. El se căsătorise cu o englezoaică, se pare. Ascultă, tată, continuă ea cu stăruință. Pentru ce n-ai căuta-o și ai da banii? Cugetul tău ar fi atunci în pace. El clătină din cap. M-am gândit la aceasta și știu că este singurul lucru pe care trebuie să-l fac pentru a șterge pentru totdeauna această pată de pe sufletul meu. Dar nu pot. N-am banii. Afacerile n-au fost atât de bune în ultimul timp. Genoveva înconjură camera cu privirea. Am putea totuși să vindem unele lucruri.
sugeră ea. El ridică ochii și o privi lung cu gravitate. Genoveva, zise el cu o voce limpede, știi tu că pentru a da acești bani ar trebui să vând casa, să lichidez afacerile, totul. Genoveva nu se clinti. Atunci, pentru ce nu faci, tată? Ar trebui, nu-i așa? Nu, nu pot. El se întoarse și porni spre fereastră pentru a scăpa de privirea cercetătoare a fiicei sale. Trebuie să mă gândesc la familia mea, mama ta, tu, băieții. Aș fi disgrația publică. Nu, din dragoste pentru voi, sunt obligat să continui pe această cale îngrozitoare. Genoveva s-a ridicat, a traversat biroul și s-a dus lângă el. Tată, nu te îngrijora de alții. Dumnezeu dorește ca tu să faci rânduială în această afacere și trebuie să faci. Nu, nu pot să iau toate acestea asupra mea. Am devenit prea laș acum. Ea îl luă de braț. Cu ajutorul lui Dumnezeu, tu poți! Insistă ea. El s-a întors dintr-o dată spre ea. Este relativ ușor de vorbit astfel, Genoveva. Dar ia gândește-te ce vor însemna toate repercursiunile acestea pe care le va avea asupra ta, în primul rând. Ce-ar spune Jean? Nu-ți face nicio grijă pentru Jean, spuse ea cu o sforțare. Acestea nu-l mai pot atinge acum. De ce? Anton se smulse din contemplarea propriilor probleme pentru a încerca să bănuiască pricina agitației pe care o citea pe fața fiicei sale. Genoveva căuta să păstreze o voce liniștită și hotărâtă. Pentru că noi ne-am despărțit astă seară. Despărțit? Întrebă Anton în culmea mirării. Dar de ce? Genoveva ruși. Noi toți suntem chemați să facem o alegere. Ori una, ori alta. Vezi tu? Spuse ea plecându-și ochii. Eu aveam de ales între dragostea lui Hristos sau cea a lui Jean. Și eu am ales pe Hristos. Asta-i tot. Ea zâmbi printre lacrimi. Crezi că am făcut o afacere rea, tată? Drept orice răspuns, el îi luă mâna și o strânse în a lui. Nu, răspunse totuși cu o voce răgușită. Nu. A urmat o tăcere, apoi Anton vorbi din nou. El se zbătea încă împotriva alegerii pe care i-o arăta conștiința. Genoveva, chiar dacă aș dori să pun lucrurile în ordine, mă gândesc la mama ta. Șocul, disgrația, ar ucide-o. Zgomotul unei chei răsucindu-se în proasca de la intrare l-a făcut să tresară. Ascultă, ea este, strigă el, silindu-se să-și regăsească liniștea.